Ministrul traseist al educației, Rogocop, cum îmi place mie să-l alint, uitându-mă la vorba și la portul domniei sale, anunță o adevărată revoluție în învățământ. Peste nici o lună și jumătate vor fi schimbați toți directorii din toate școlile din România, spune domnia sa, în baza unui concurs ca să se creeze acea stare de guvernanță pe care a preconizat-o președintele Claus Iohannis în planul său de țară, România Educată. Numai că aceste examene, stimați domni și stimate doamne și stimați elevi, vor fi date în fața cui? În fața inspectoratelor de învățământ. Și cine a numit noile inspectorate atunci când s-a creat la scurt timp după ce s-a creat noul algoritm al puterii în România. Păi tot ei, tot PNL cu USR și cu UDMR. Deci, acești oameni puși pe algoritm politic vor decide algoritmul politic din școli. Bună dimineața!